Și în acest an am primit vizita colindătorilor care au venit să ne vestească nașterea Domnului Iisus Hristos, îmbrăcați în costume populare și cu spiritul sărbătorilor de iarnă în suflet, micuții veniți din Caracal și Redan au cântat cu colinde așa cum au știut ei mai bine. Cât ai pregătit tu pentru a merge la colindat? Cu 2 săptămâni. Și ce colinde veți cânta? Domn, domn, să înălțăm. Am venit să colindăm. Steaua sus răsare. Ai mai fost la colindat? Da. În fiecare an ai mers la colindat? Da, în fiecare an. Ce reprezintă pentru tine sărbătorile de iarnă? Sărbătorile de iarnă pentru mine reprezintă bucuriile, bucuriile, Crăciunul, când vine Moș Crăciun, și nașterea lui Iisus. Datinile și obiceiurile trebuie păstrate din generație în generație prin viu grai. Copiii care sunt viitorul zilei de mâine trebuie să expună prin cuvânt, prin voce, datinile învățate de la strămoșii noștri. De la Prima TV, grupul de colindători a plecat la ansamblul profesionist Doina Oltului și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt.